Ok, s-a întrerupt. Hai să vedem cum o să pot să lipesc eu videoclipurile. O să întârzi un pic cu descărcarea videoclipului. Spuneam că aveți în prezent acest rege de spade. Posibil să fie cineva cu marcaj puternic, marcaj, nu obligatoriu semn de aer, marcaj puternic în semn de aer. Gemeni, o să și clarific. Gemeni, balanță sau vărsător. Marcaj puternic. Însă este foarte posibil, până clarific, acest rege de spade să reprezinte o tăcere între voi și cineva. Cineva este foarte sobru, nu vrea să vorbească și din acest motiv voi simțiți această rană în suflet. Dar, dragii mei, din exterior se pare că și ei simt 10 de spade. Din ce motiv să simt ei trădați sau suferă? Suferă pentru faptul că nu puteți fi împreună? Rămâne de văzut din ce motive. Dar ideea e că trebuie să discutați. Însă acest rege de spade mi-arată o persoană foarte sobră și foarte controlată. Pentru unii este posibil acest personaj, nu mai zic zodii, musai, dar simt că unii sunteți între un semn de foc și între un semn de aer. Nu toată lumea, dar nici cu focul nu mi-a fost ușor, au fost conflict, a fost o aroganță, o da, multă aroganță. Iar cu semnul de aer, lucruri nespuse și din cauza asta apar dezamăgirile, senzația de trădare, de suferință imensă. Pentru că nu se comunică, da, dacă era regina de spade, era ok, era cu sabia în sus. Dar este cu sabia în jos. Personaj care este foarte, foarte sobru, așa simt. Pare rece, nu se poate deschide, nu neapărat că este. E o fi de lucru, ce o fi de lucru, dar eu simt că sunteți între două personaje. Dacă ar fi o singură persoană, faptul că acest personaj a vrut atenție la un moment dat, din cauza că v-a recunoscut, da, v-a recunoscut sufletul și a simțit că e ceva plăcut, totuși a venit într-un mod poate nepotrivit și a creat aceste conflicte, da, și dezamăgiri. Și acum ați intrat în tăcere. Nu zic musai că regele de spade înseamnă tăcere. Nu, regele de spade e o vibrație foarte frumoasă și înaltă, o să clarific. Dar eu așa văd două scenarii. Ori cineva cu care ați avut niște conflicte, pentru că se vede, da? Regina de bâte, da? Și 6 de bâte în trecutul apropiat, apropiat, vorba vine, iar variază și 5 de bâte. Dar ca să aveți acum și victoria pe care și-a dorit-o unul dintre voi, și probabil că n-a manifestat-o corect, da? A fost și căderea despre care am vorbit la început, n-a manifestat-o corect, ca să aveți această victorie pe care și-a dorit-o cineva cândva, voi, ei, poate amândoi, aici este provocarea, să veniți cu soluții creative. Creativitatea este aici, și să aveți încredere în voi, 5 și cu 1, 6. Deci se poate. 6 totuși e un număr echilibrat, da? 3 și 3. Se poate împărți în două. Fiecare are niște atribuții în relații, niște responsabilități. Tu 3, eu 3, da? Ceva de genul ăsta. 6 îl văd foarte echilibrat și nu uitați că a venit și 6 de cupe în trecutul anterior. Evident că e anterior, că nu putea să. În trecutul îndepărtat, vreau să zic. Dar eu tot rămân la impresia că sunt două personaje. Ideea este că de ce vă este teamă de 10 de monede? Vă este teamă că nu puteți avea familie, că nu puteți construi ceva de lungă durată cu acest personaj care v-a dezamăgit. Și repet, poate să fie regele de spade, poate să fie regina de bâte, pentru că eu simt că sunt două personaje diferite. Posibil, regina de bâte să fie un pic mai tânără decât regele de spade. Dar ce vă doriți, dragii mei, și e normal să vă doriți și vă doresc să vă și împliniți acest vis. Vă doriți steaua. În primul rând, vă doriți vindecare. Nu zic musai semn de cineva cu marcaj în vărsător. Posibil să apară acest personaj cu marcaj în vărsător și să vă doriți
o relație echilibrată, nu suferindă. Nu suferindă pentru că amândoi sunteți. Amândoi suferiți. Ce să mă... Vă doriți echilibrare, vindecare emoțională, acea inițiere despre care am vorbit mai devreme. Să intrați pe o vibrație înaltă, uite, cromatică, nu e așa că seamănă? Și de fapt steaua, varianta ei superioară și finală, este un personaj care se roagă după ce se vindecă, îi ajută și pe ceilalți să se vindece, da? Printre altele, vindecare implică și rugăciune, evident. Ia uite ce frumos. Aceleași culori, da? Inițiere, self-initiation. Vă inițiați și voi prin aceste băi, prin aceste curățări energetice. Apropo de băi, că e lună plină, faceți băi de curățare energetică. Inițiați-vă, pregătiți-vă pentru inițiarea care ar trebui să o faceți la, când e? Tot în martie, la luna nouă din martie, da? La luna nouă din martie, că e luna nouă în pești. Inițiați-vă într-o nouă direcție care vă aduce mai aproape de destinul vostru. Dar trebuie să vă eliberați. De ce trebuie să vă eliberați? De acestea. De acestea. Aveți o teamă că nu puteți avea o familie, unii dintre voi, fericită cu cineva, o relație stabilă, că nu puteți avea succes într-un proiect financiar, într-un, eu știu, proiect profesional, unii dintre voi. E o chestiune care ține de casă, dar, repet, o să clarific. De casă, de familie, de moștenire. Însă, ca să puteți manifesta lucruri pe care, de care acum vă îndoiți că le-ați putea manifesta, și vindecarea și... și sporul și stabilitatea, trebuie să vă curățați. Trebuie să vă curățați energetic. Finalul acestei perioade, nu zic musai luna martie, dar asta este spânzuratul care reprezintă zodia peștilor, da? Dar spânzuratul înseamnă și o idee, da? Ideea care vine după curățarea energetică, după ce începeți sau insistați, că poate ați început unii dintre voi, insistați în curățarea voastră energetică. Și cu cât vă curățați de karmă, de energiile adunate, de suferințele pe care le mai simțiți și de la alții, nu doar ale voastre, cu cât vă curățați, câteva zile de lună plină, câteva, poate fie și o săptămână. Dacă vreți să vă curățați, puteți să faceți asta curățări în fiecare zi, dacă, pentru că oricum trebuie. Nu e doar o eliberare și gata. Deci, la sfârșitul, spre sfârșitul perioadei, apare ideea, vine o idee. După o perioadă de așa zisă stagnare, pentru că de fapt asta înseamnă spânzuratul stagnare, dar e o stagnare, o cădere, cum am zis mai devreme, da? E o cădere necesară. Cădere, da? Cădere, stagnare și spânzuratul cade așa cu capul în jos, da? Vine ideea și vin niște mesaje care vă vor ajuta să construiți ceva. Apare cavalerul de monede și șase de monede. Cineva care vrea să se implice într-un proiect cu voi și să începeți ceva de la zero. C-o fi același personaj, repet, variază. Ori semnul de aer, ori semnul de foc, vedem, o să clarific. Hai să și clarific. Pentru că în viitorul îndepărtat apare doi de monede. Sunteți între două, trebuie să alegeți. Între două personaje, între două direcții. Echilibrarea voastră, vindecarea voastră, echilibrarea voastră financiară sau această pasiune sau statul prea mult în... sau așteptarea pe care, eu știu, unii dintre voi chiar așteptați să vină, nu știu, nu mai așteptați. Ia uite, luna, secrete, confuzie. Clarificăm, ok, regina de bâte în primul rând. Cine e această regina de bâte? Da, dată. De două ori. Cine e această regina de bâte? Îndrăgostiții? Regina de bâte a fost clarificată de îndrăgostiți. Șase de bâte. Șase de bâte. Wow, dar sunt multe.
Multe. Însă, pentru unii, posibil că la un moment dat acest personaj, șase de băte, care a încercat să vină, să atragă atenția, să vă atragă atenția, a vrut o colaborare cu voi, dar mai avea pe cineva în preajmă, da? Și întâlnirea dintre voi a fost trăsnet sau separarea dintre voi a fost trăsnet, da? A fost necesară pentru că mai avea pe altcineva. Și până nu se spune adevărul, sunteți așa sau sunt ei între două drumuri, între două cărări. Eu cred că ei sunt între a spune adevărul sau poate să fie amândouă valabile. A spune adevărul despre a treia persoană sau a continua o atitudine rece care își neagă sentimentele. Aici trebuie acest personaj să aleagă între voi și cealaltă persoană. Cât timp e cu cealaltă persoană, va fi rece și distant. Nu neapărat, nu zicem musai că semnele de aer sunt toate reci, da? Pot să fie pasionale, dar atât timp cât e cu altcineva, n-are cum să împartă pasiunea. Ia uite, roata norocului, da? Trebuie să se transforme lucrurile, deci cineva a fost aventuros. Însă, nu o să rămân doar cu acestea. Vreau o singură carte. Șase de bâte. Clarificăm, te rog frumos, șase de bâte. Și nu vorbesc musai de semne de aer. Șase de bute. Ah, 3 de. Ia uite, 3 de spade, 6 de bute, 3 de spade. Care este și aici în poziția sfatului. Și 3 de spade din ce? Ia uite, fantastic. Din ce motiv? Același 6 de bute și 2 de spade. Urma de soare. Deci ar fi putut acest personaj, dar a blocat, nu a ales corect. Și v-a adus și vouă o dezamăgire și a adus și ei dezamăgire. Eu așa simt. Deci a trebuit să aleagă între a manifesta victorie, fericire, a vrut să aibă fericire și a ales prost, așa simt. Pentru că s-au ales și ei, și voi, cu 3 de spade, zic și ei, pentru că energia exterioară este 10 de bâte. Oricine ar fi, și nu vorbesc musai de semn de aer, poate să fie și semn de foc, poate să fie oricine. Cine a ales la un moment dat în trecut că a trebuit să aleagă, a trebuit să aleagă, a ales prost. A ales prost. Da, acum apare la voi. Da. Deci rămâne așa. Și am zis că regina de bâte a fost clarificată cu îndrăgostiții, care tot alegere în dragoste înseamnă. Și iar se pune problema alegerii, iar în martie. Însă să sperăm că această alegere va fi făcută dintr-o altă perspectivă. Cu o altă, da? Veți judeca și voi și ei corect situația. Aici este provocarea. Decât să vă luptați și cu voi și ei se luptă cu ei și voi vă luptați cu voi și eu știu, se luptă toată lumea cu toată lumea, da? Hai să ne batem, hai să ne certăm, că nu ies lucrurile, suntem nervoși, da? Nu ies lucrurile, dar o să clarific cum trebuie. Clarificăm 5 de bâte. Ia uite. 6 de spade. 5 de bâte, 6 de spade. Steaua, ce interesant, la capătul setului de cărți, steaua. Trebuie să vă vindecați după niște jocuri mentale. Cineva încearcă să iasă din această dezamăgire, din aceste lacrimi, încearcă să-și creeze o strategie cum să vină mai aproape de voi și să vă împliniți destinul împreună, pentru că apare steaua și aici și la ei, da? Mai dăm o carte, 6 de bâte. Nu, 6 de spade, 5 de bâte. Mai dăm o carte, 6 de spade. Clarificăm 6 de spade. Ia uite. Deci aici este provocare, ia uite, să se dubleze efortul. 5 de bâte, 10 de bâte. Ca să se aleagă corect în această dragoste,
O fi semn de foc, o fi geamă, că voi și geame, voi și rege de spade, o fi semn de aer. Voi știți pentru că variază. Poate să fie orice semn și dacă nu știți soarele progresiv, vă și păcăliți. Această pasiune, da? Această atracție intensă pe care o simțiți și unul și celălalt. Interesant, ce frumos. Aici este, trebuie să, vedeți voi, acum așa simt. Și voi, și ei simțiți acest foc, da? The heart of fire. Ideea este că în acest moment se pune iar problema alegerilor. Însă de data aceasta alegerea, ca să vă aducă în stare de echilibru, yin și yang, lover, yin și yang, lover, este tot aici, yin și yang, da? Masculin și feminin. Trebuie să vă găsiți masculinul și femininul în voi. Trebuie să aveți, uitați, aici este soare, este plexul solar, aici este soarele, același soare și plex solar este în această carte. Deci alegerea trebuie făcută din suflet și cu încredere. Din suflet, nu din minte. Vedeți? 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 Același soare e și aici, același e și aici. Posibil alegerea să o facă altcineva la care vă gândiți voi, da? Simțiți telepatic, e în sufletul vostru acest personaj și ei trebuie să facă această alegere, înțelegeți, da? Și aici este conflictul lor, conflictul lor. Să vină înspre voi șase de spade, să vină spre voi înspre soare, în această zonă în care voi vă reîntâlniți sau vă întâlniți pentru prima oară sau pentru a nu știu câta oară, da? Pe un teren senin și lăsați în urmă apele tulburi, apele astea, apele, suferința, dezamăgirile, certurile, da? Dar pentru asta trebuie să te pună mult efort. Din acest motiv, în acest moment, acest 5 de bâte reprezintă și simți și voi și conflictele lor și conflictele voastre. Înțelegeți? E o chestie în care vă încărcați energetic când sunteți fericiți sau vă descărcați energetic când sunteți dezamăgiți. Se vede, a zis? Și voi suferiți și ei suferă. Da, posibil să fie suflete gemene sau flăcări și simt, iau, de acum chiar simt presiune. Chiar simt. Cineva trebuie să învețe să-și deschidă inima. Ia uite, este nevoie de comunicare. Ce frumos! De comunicare. Trebuie să vină cineva și să comunice și să împărtășească din suflet această recunoaștere. Și aici este leu, zodia leului. Și aici este tot leu. Probabil că unii aveți marcaj acolo, să e vorba de casa a cincea, a iubirilor. Clarificăm regele de spade. Sper că ați înțeles, chiar dacă nu ați văzut cărțile, pentru că nu e obligatoriu să le vedeți. Ia uite, regele de spade a fost clarificat de lună. Regele de spade e într-o confuzie emoțională. Pe de o parte și pe de altă parte creează confuzie. Atitudinea sa rece, rațională, poate prea tăcută, creează confuzie. Creează confuzie. Da, se dorește, ia uite. Se dorește echilibrarea. C-o fi balanță, c-o fi gemeni, c-o fi semn de foc, variază, da? Se dorește echilibrarea karmei, pentru că asta înseamnă vindecare. Echilibrarea karmei, asta e karma voastră, a lor, și asta înseamnă vindecare. Să echilibrați karma, să comunicați, asta înseamnă dreptate, să comunicați 8 de bâte și să manifestați. Dar încă e într-o stare de confuzie. Hai să mai dăm o carte. Clarificăm luna și regele de spade. Clarificăm luna și regele de spade. Ia. Deci același personaj, să înțeleg, că aici este exterior.
Același personaj suferă din cauză că nu vrea să-și deschidă sufletul, nu vrea să-și recunoască niște emoții, niște traume, sunt chestii profunde, da? Poate e prea ancorat în lucrurile materiale, poate, pentru unii. Dar ce frumos, interesant mesajul. Dacă îi cunoașteți, încercați să-i ajutați. Dar frumos ar fi, da. În fine, depinde. Depinde și de ei și de voi. Frumos ar fi la această lună plină să se elibereze de toate, că, da? Asta înseamnă luna plină, momentul de eliberare de suferință, ca să poată manifesta un nou început, care se vede mai încolo, mai pe la sfârșitul lunii, poate prin aprilie, chiar zero. Apare și zero și nebunul. Aici este. Confuzia. Daia tace, daia este sobru, daia raționează, își gândește stările. Clarificăm trei de spade. Care ar fi trebuit să fie sfatul, dar eu zic că sfatul înseamnă să vă vindecați inimioara. Trei de spade. Clarificăm trei de spade. Trei. Ia uite, exact. Puneți capăt acestei suferințe. Puneți capăt. Transformați-vă sufletul, inima, transformați-vă. Asta este inițierea scorpionului și nu vorbesc de scorpion. Este lecția pe care, învățătura pe care orice scorpion sau cineva cu planete în casa 8-a sau planete în scorpion vă poate transmite. Să vă ridicați din cenușe și să renașteți. Să renașteți. Puneți capăt acestei suferințe. Orice ar însemna, da? Asta e sfatul. Cine v-a făcut să suferiți nu poate să vină decât transformat. Nu poate să vină decât transformat. 10 de spade, te rog frumos, clarificăm. Da, e clar că e din exterior și personajul acela suferă. 10 de spade, clarificăm. 10 de spade. O să fie mai lungă etalarea, dar nu-i nimica. Bănuiesc că nu vă deranjează. 10. Ia uite, asul de spade. Aici este problema acestui personaj să vină, să se elibereze și el sau ea de suferință, de confuzie, în momentul în care, deci exact același lucruri, da? Și la voi, voi puneți capăt suferinței, noi acceptați, ne transformați, pentru că ei trebuie să-și facă această transformare în viața personală, să vină cu asul de spade, să comunice corect, cum am zis mai devreme, am zis la un moment dat, a apărut și valetul de spade, da? Să aleagă, că tot sunt îndrăgostiți înseamnă alegere, să aleagă victoria, clarificarea lucrurilor, în fine. Că o să rămâne prieten, că veți fi iubiți, o să trăi și o să vedea. Dar în primul rând, să se elibereze și de confuzie și de acest sentiment de trădare. Pentru că simt aici și eu acum simt în timpul etalării. Ia uite. Foarte defensiv, foarte defensiv personajul. Însă, să sperăm, ia uite, aici erați voi, regina de, ia uite, aici erați voi. Regina de cupe, soarele și luna, aici erați, nu, soarele și steaua, aici erați voi. Cu voi putea să aibă victorie. Da? Însă, ce a făcut? A ales să fie defensiv sau defensivă, să blocheze, să țină la bani, la principii, la, eu știu, poate chiar la, eu știu, cineva de acasă, am zis că a avut pe cineva acasă și uite așa, a stat, s-a îmbolnăvit, a zis că își pune mintea în ordine și n-a mai pus nimic. Clarificăm steaua, te rog frumos. Ia uite, magicianul, ce frumos. Asta vă doriți, vindecare și ceva nou. Că e pe cont propriu, că e cu altcineva, că va fi cu ei, dar transformați. Vrei ceva nou? Gata, este, ia uite, este numărul 1. Scuze, unde te-ai dus?
Sper că nu s-a decalat sunetul. Este numărul 1, da? Același și aici. Da, probabil că unii simțiți că aveți, unii, nu toată lumea, că văd mult semnul gemenilor, că o fi ascendent, că o fi soare, că o fi ceva, văd semnul gemenilor pentru unii. Dar, repet, nu e obligatoriu să fie soare, poate să fie ascendent, poate să fie alt marcaj în gemeni care, eu știu, se manifestă. Da, e nevoie de comunicare. Cineva a încercat să țină control, să aibă control. Clarificăm spânzuratul. Deși am văzut că va veni acea idee, acea... Uite, spânzuratul, puterea am mai văzut. Clarificăm spânzuratul. Mi se pare coerentă, totuși. Coerentă. Da, vine cineva totuși. Vine cineva să vă ofere. Posibil pentru unii spânzuratul să-i reprezinte pe ei după ce își fac eliberările, după ce își fac transformările, da? Să încerce să manifeste acest as de spade. Posibil. Cineva vine. După ce a stat nu știu cât timp, voi știți, variază de la peștișor la peștișor, ascendent lună ce aveți aici, Venus, după ce, ce mine mă supără când se răsucește așa, după ce a stat și v-a ținut și pe voi pe loc și pe ei, au stat într-o așa situație incertă, confuză, primesc ideea revelatoare și vin să comunice. Am zis că sfatul este... Să nu-i acceptați netransformați și ei trebuie să renunțe la acest ciclu de trădări, de supărări, de așa și să îndrăznească, să vorbească, că în momentul în care vorbesc clar, manifestă victorie. Și uite ce frumos apare și nebunul, da? Nebunul care scoate cele două personaje din această stare de răceală. Acest nebun pe care vi l-am arătat și mai devreme. Da? Dragostea a fost. Ia uite, vai, da, ce frumos. Deci, voi, măi, ce ciudat, pentru cine povestesc? Voi v-ați simțit în frig, neînțeleși, da? Și totuși, în spatele acestui frig, ia uite ce este, băi. Nu se poate așa ceva. Eu așa simt. Este dragoste adevărată, dar intoxicantă. Intoxicante aceste emoții. Emoții și diavolul. Diavolul care înseamnă lucruri foarte intense. Este o dragoste care vă leagă. Și sunteți legați de această dragoste de mult timp. Că a apărut și roata norocului, o legătură karmică. Posibil cu acest semn de aer sau, dacă nu e acest semn de aer, pur și simplu, sunteți perechea, regele și regina de spade, da? Perechea divină, a voastră. Și tocmai aceste emoții creează confuzia acestui rege de spade, da? L-ați văzut? Vi-l mai arăt odată? Mai bine că nu v-am arătat aici masa. Da, îl știți. Dar am spus că se va lua, se va încerca reconstrucția acestei relații, se va încerca. Cineva vine nu doar cu spada ridicată, nu doar dispusă să comunice, dar să și ofere ceva valoros, să pună cărămidă la construcția acestei sau echilibrarea acestei relații. Da. Eu simt că se va manifesta ceva. Rămâne de văzut exact în cât timp, pentru că variază de la personaj la personaj. La cineva se manifestă mai repede. Acum, la început de lună martie, la sfârșitul lunii martie, poate în aprilie, la alții. Variază. Ideea este că nu puteți să mai acceptați
pe nimeni în preajmă care să vă rănească într-atât. Da? Trebuie să puneți capăt și suferinței voastre și suferinței lor și să renașteți. În momentul în care renașteți și voi, apare ideea și în partea cealaltă. Cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sper că v-a plăcut. Și dacă vreți să donați pentru acest canal, dacă vreți să oferiți un cadou, o cafeluță, vor fi niște linkuri sub fiecare video. Vă doresc tot ce mai frumos. Și îndrăgostiți-vă și transformați-vă și bucurați-vă de viață, că merită trăită. Vă pup! Pa!